Salut, oameni faini, eu sunt Andrei Xmas și astăzi o să vă răspund la niște comentarii pe care mi le-ați lăsat, la niște mesaje pe care mi le-ați dat și am văzut o grămadă de întrebări care pot să fie luate în serios și o grămadă de întrebări care de care vreau să ne bat în joc împreună. Să vedem ce mesaje mi-ați mai dat. Și după aia mă întreabă. Salut! Am observat postările tale de pe Insta, sunt interesante. Doar îți spun mult noroc în continuare și hai cu 200k. Așa vorbește Andrei. Skaterul îmi spune bună sau poate îmi spune bună. Să trăiești! Îmi dă o poză omul. Salut, am încercat să te desenezi. Știu că nu este cel mai reușit. Vreau mi-am scris ieri, după noiembrie. Ce crezi despre Partidul Aur? Aur? Partidul Aur. Alianța pentru Unirea Românilor. Așa vorbesc aia, nu? Au trecut 30 de ani de Revoluție, 100 de ani de la Marea Unire și românii sunt tot mai dezbinați pe fondul unor politici ale urii propagate de partidele care s-au succedat la putere. Din nou, așa vorbesc ei. Jumătate din națiunea română se află peste granițele actuale ale țării. Nu, 4 milioane nu înseamnă jumătate din 20. Și de la an la an România se depopulează. Da, că nu merită să trăiești aici. Încrederea românilor în cei care trebuie să le reprezintă... Ok, ați înțeles voi. Valori. Familia este la baza... Vai de morții mătii. Națiunea. Bla, bla, bla. Credință. Creștină. Libertatea este cel mai de preț dar al lui Dumnezeu. Bă, nu, nu. Cancerul cel mai de preț dar. Că cel mai scump să-l tratezi. Ce? Am zis o chestie controversată? Bă, nu o să intru mai mult în detalii. Dacă vreți să credeți în ceva, treaba voastră, eu cred că sunteți suficient de inteligent să trageți o concluzie la un moment dat. Pentru restul care zic, nu e adevărat, există Dumnezeu pentru că așa mi-a zis mama. Calmați-vă și nu mai votați. Orice urmează de aici, din partea mea, nu mai contează. Da, aur. Este un partid pentru toți moșii care vor să nu se fută gay, că aia e problema lor, că se fut gay. De-aia a apărut COVID-ul. Nu era gay liliacul pe care l-a mâncat? Nu știe, aur tot. Când a zis Socrate că democrația nu este ok, a zis bine. Dar din nou, este cea mai puțin toxică chestie pe care o avem ca sistem de guvernare. Sunt multe chestii discutate despre chestia asta. Partidul Aur reprezintă din nou snobismul și prostia românilor. Mai mult nu am ce spune. Aș vrea să vin cu completările mele, cum de exemplu, eu n-aș fi de acord ca un analfabet funcțional să aibă drept de vot. Dar eu sunt doar un YouTuber, deci n-am ce să mă pronunț. Dacă gândești ca noi cei din LGBTQ... Mă întrebam dacă putem face ceva legătură cu drepturile pe care le avem noi, cei din LGBTQ. Mutați-vă dacă nu vă convine țara, îmi pare rău că vă zic, mutați-vă pentru că o să câștigați independență mentală, financiară, sănătate mai bună. După ce trece COVID-ul, cărați-vă dacă puteți. Salut Andrei, pot să-mi recomand dacă vrei niște filme? Bă, există un website foarte bun pentru filme, niște documentare științifice în care prezintă foarte mult rolul bărbatului în familie. Salut, scuze că îți dau un mesaj așa de dimineață, dar mă poți ajuta cu ceva? Bă, dacă întrebai ceva, poate da. La mulți ani să ne treci cu numele. Bă, mersi tuturor care mi-ați zis la mulți ani, apropo, să rămână mult, am apreciat. Și la mulți ani și vouă. Indiferent de ce nume aveți, nu cred foarte mult în ziua numelui, dar nu. Mulțam, la fel. Ziua 202 până răspunde Andrei Xmas. Asta chiar o scris în nu chiar în fiecare zi, dar a scris din când în când. Doar pentru că spuneți câte zile trec de când depuneți voi un efort să faceți ceva care nu mă ajută cu nimic, nu înseamnă că o să vă și răspund. Da. Tipul ăsta mă întreabă, cum a făcut efectul pentru voce în cenușăreasa povestea modernă la minutul 15:46? Cred că știu despre ce e vorba. Dacă te gândești la efectul în care cenușăreasa vorbește mai multe voci, foarte simplu. Am luat canalul audio de voce, l-am triplat și am făcut o voce mai groasă și o voce mai subțire. E tot vocea mea, dar m-am jucat cu ea. Marele memar David ne trimite niște poze. Uitați aici. Da, da. Ce mesaje mai primești, Andrei? De astea. Tați aici o babă care pregătește aripile de înger. Asta e bunica lui Adam Enge. Dar are pușcă. Ce treabă. Îți mulțumim, David, pentru timpul acordat căutarea unor poze de genul. Ne-ai scăzut IQ-ul la toți. Da, eu lustuit ghetele să vină moșul, moșul furat ghetele. Românul greu este, poate e ungur, bă. Pentru oamenii care n-au înțeles ultima schiță cu puiul, n-am treabă cu ungurii. Pur și simplu m-a amuzat faptul că bunica nu înțelegea și nu o înțeles în continuare. Trebuie să-mi explic glumele, Doamne ajută-mă. Alex îmi scrie, poți să faci YouTube la închisoare. Alex, ce ai aflat? Cine m-a dat de gol? Cam îi bag pixul în gât. Te aud, scrie. Doamne, ce glume proaste am. Ceau, sunt Andrei și am 12 ani. Mama să moară zici că am început ca la schimb de mame. Să moară mama, expresia. Nu mama să moară. Te rog, poți să mă ajuți cu un sfat? Scuze că te deranjez, poate dormi sau poate nu. Dar eu vreau un sfat de la tine fiindcă ești cea mai înțeleaptă persoană pe care am văzut-o. Nu te-ai uitat departe. Omul ăsta n-a pus niciun punct. Așa că am să mă încerc să vă citesc exact cum mi-a scris el. Dar eu vreau un sfat de la tine fiindcă ești cea mai înțeleaptă persoană pe care am văzut-o. Eu trebuie sunt o familie mai toxică pentru că părinții mei au divorțat, am dat automat în depresie, am avut norocul ca să am un cățel ca să fie alături. Du-te cu taică-tău, cu maică-ta merg alții.
Bă, îmi cer scuze, sunt absolut ultimul dobitoc că fac glume de genul, dar până la urmă știai că tot se combine cu altcineva. Dacă ai 12 ani, ești foarte tânăr, ești foarte posibil ca părinții tăi să fie tineri, deci nu la 70 de ani, deci se pot combina și cu alții, chiar și la 70 de ani vă puteți combina cu alte persoane, nebunilor. Dar, din punctul meu, este foarte ok să ai un părinte care te înțelege și nu te ceartă sau urăște sau regretă să fie cu tine. Nu zic că asta este cazul părinților tăi, dar cât timp te înțelegi cu unul mai bine și celălalt te ceartă, nu înțeleg care e dificultatea. Singura chestie pe care pot să-ți zic este să mergi cu un părinte care simți că este mai implicat în libertatea, creșterea și educația ta, indiferent de școală sau nu, și du-te cu părintele care simți că te respectă. Bună, vrei să fim prieteni? Nu. Nu. Adevărul este că nu vreau să fiu prieten cu subscriberii mei. Voi știți cum arăt, eu nu știu cum arătați. Mai ales că eu pot să creez falsa impresie de contact vizual. Momentan eu mă uit la o cameră și voi vedeți asta de pe ecran, ca și cum eu m-aș uita direct în ochii voștri, ceea ce fac foarte puține persoane și de asta se creează falsa impresie de intimitate. Plus că am și o dume foarte șmechere. Talent cât carul. Dar adevărul este că niciun YouTuber nu poate să fie prieten cu voi, nici n-aș putea să vă țin minte numele. Da, mai să fiu prieten. E drept că am clipuri mai populare, dar și clipuri la care se uită mai puțină lume. Deci pot să spun că fanii mei reali sunt aia care se uită la orice clip, dar chiar și așa. Tot sunt câteva mii de oameni, aproape vreo 10.000, care se uită. N-am cum să vă știu. Singurele lucruri pe care vreau să le fac eu cu canalul ăsta este să vă distrez, să vă informez cât pot, când pot și să vă zic adevărul tot timpul. Nu vreau să vă mint niciodată. Pentru că orice relație se bazează pe respect. Și mi se pare că asta e forma mea de respect pentru publicul meu. Salut, Andrei! Mă cheamă George, am 13 ani și sunt din Oradea. Până acum totul e bine, bravo, nota 10. E ciudat că mai toți prietenii mei au iubite și eu încă n-am. Nu. Bă, la 13 ani abia au dat hormonii în voi și deja vreți să vă combinați? Calmați-mă, drec! Am tot încercat cu mai multe tipe, dar toate au zis nu. Eu zic că e de la tine. M-am gândit că poate trebuie să schimb ceva la mine, așa că m-am apucat de noți și de jogging, dar tot singur am rămas. Mă, dacă nu cumva noți într-un bazin public unde sunt o grămadă de femei cu care poți să vorbești, sau nu cumva te apuci să vorbești cu alte tipe la jogging, degeaba le faci. Mi-am luat și gantele că la sală nu vreau să merg și încă niciuna nu a zis da. Dacă nu vorbești cu ele și nu devii mai bun la flirtat, degeaba vorbești toată sala din lume. Deci, mare secret de agățat. Nu știu, să-l scrie cineva, să-l scrie. Să-l scrie cine știe în comentarii. Ok, fiți atenți. Ca să vă combinați cu cineva, trebuie să aveți interese comune, trebuie să fiți o persoană faină, ca cealaltă persoană să vă placă. E foarte important să aveți o igienă corectă, să nu vă pută gura, să nu vă pută fundul și multe altele. Ideea este simplă. Deveniți o persoană foarte atrăgătoare și atunci e normal să fie alte persoane interesate de voi. Dacă încă nu se întâmplă, nu vă grăbiți, drept că aveți 13 ani. Decât dacă nu cumva sunteți ilegal de frumos atunci când sunteți minor, este foarte puțin probabil să aveți șansă de succes din prima la relații. Dar puteți deveni o persoană mai bună, mai capabilă în orice alt domeniu care vă interesează pe voi. Și nu deveniți cineva pentru că vreți să agățați fete. Deveniți buni pentru voi și fiți pasionați de chestiile care v-ar face pe voi să vă bucurați de viață. Și fiindcă voi vă bucurați de viață, o să găsiți persoanele care să fie interesate de voi, care o să fie cam pe aceeași niște ca voi. Cunoaște mai multe persoane. Când mergi la magazin, zici: să rămână, cum mai sunteți astăzi? Când îi cer la tanti o ceapă sau castravete murat sau nu știu ce. Devină mai social ca să te placă restul lumii. Că dacă ești numai bune de combini, nu o să se combine nimeni cu tine. Dragii mei, sper că v-ați distrat, sper că a fost ok. Ne vedem data viitoare și până atunci vă las. Ciao, mă duc să mă joc. Trebuie să mă editez clipul ăsta. Dar mă joc după. Ciao!